Salutare, prieteni, și bine v-am găsit! Astăzi vreau să vă vorbesc un pic despre avorturi și ce se întâmplă în America azi. S-a scăpat la presă, s-a făcut un leak, s-a turnat informația că faimosul caz Roe vs. Wade, care a sanctificat, a legalizat, a bătut în cuie dreptul femeilor la avorturi în Statele Unite, va fi overturned, va fi anulată acea decizie. Asta nu înseamnă că din momentul în care se va da această decizie în Statele Unite deodată va deveni interzis avortul, ci doar că individual fiecare stat poate decide sau nu să limiteze sau să interzică complet avortul. Sunt multe lucruri de discutat pe acest subiect, dintre care avortul în sine este cel mai puțin important, dar voi începe cu el. Eu sunt de părere că legislația cu privire la avorturi în România este cea corectă, cea care are un echilibru corect între dreptul copiilor de a se naște, de a exista, nu? Și sănătatea și drepturile mamelor. În America situația nu stă deloc așa. Desigur, la știri sau dacă ați citit vreodată, ați auzit poate doar de, ce știu eu, că în Texas sunt interzise, din nou, nu sunt interzise, sunt doar un număr limitat de clinici. Sau că în altă parte ultracreștinii hăituiesc săracile femei care vor să facă avorturi. Și nu spun că aceste lucruri nu se întâmplă și nu sunt deloc de acord cu ele. Dar opoziția la avorturi nu este opoziția, foarte puțină lume se opune unei legi ca în România, deși și în România suferim o tragedie demografică. Dar nu avorturile sunt de vină pentru tragedia demografică din România. După cum de altfel a arătat perfect treaba cu decreței. A fost un boom de 2 ani și după aia au revenit natalitatea la același nivel. Problema este că în California, care dacă ar fi stat independent ar fi a 5-a economie a lumii și care are cât vreo 50 de milioane de locuitori, o țară mare, nu glumă, da? În California avortul este legal până la data nașterii, pentru sănătatea mamei. Sănătatea mamei a fost definită într-un caz, se cheamă cazul soră al lui Roe vs. Wade, în care s-au stabilit limitele avorturilor. Și limitele avorturilor sunt zero. Deci, legal în California pot fi și sunt, nu că doar pot fi, sunt omorâți copii până la data nașterii, pentru sănătatea mentală a mamei, sănătatea mentală fiind definită de Curtea Supremă ca fiind ceva automăsurat. Cu alte cuvinte, se pot omorâ, se termină nașteri viabile în luna a noua, pentru că așa îi se scoală, că așa vrea ea. Și atât. Punct. Nu mai avem niciun loc, nicio discuție. Sigur, aceiași oameni care spun my body, my choice, sunt aceia care spun că eu trebuie să mă înțep cu zeama de la Pfizer. Că eu o omor pe bunica, că nu vreau să mă vaccinez. Dar ele că distrug civilizația umană. Că lăsăm să explodeze populația în zonele etnice și demografice care sunt doar strict, cum să spun eu, cei care fac ca civilizația să existe, sunt marea masă, dar nu sunt cei care o mișcă înainte. Că nu trag în jos. Omenirea trebuie să fie formată
80-90% din oameni normali, nu, nimeni nu trebuie niciodată să fixeze la o societate de aia ca în Brave New World, numai de alfa. Asta e o aberație. Nu, noi suntem formați să fim triburi și din tribul de 150 din Monkey Sphere, câțiva sunt, trebuie să fie cei care toată ziua stau și se gândesc la prostii. Restul trebuie să-și vadă viețile lor. Și cum spuneam, dar ăia fac câte 7 copii și ăștia care ar trebui să se gândească la să conducă, nu să conducă, să dirigeze, să direcționeze, să, mă rog, să ia de, să gândească pentru restul, pentru că nu poți stai toată ziua să te gândești toți, că nu mai faci nimic după aia. Cum spuneam, ăștia nu fac copii, că sunt prea deștepți. Dar de asta există acea opoziție masivă și puternică în Statele Unite împotriva avorturilor, pentru că democrații vor să, și vor și chiar fac, pun în practică, omoară copiii până în ziua naștere. Și după cum vă spuneam acum vreo câteva săptămâni, s-a aprobat acel proiect de lege, deci este lege în California, pruncucidere. Pruncucidere. Pur și simplu, dacă mama își ucide copilul în 28 de zile de la naștere, medicul legist este obligat prin lege, deci este infracțiune penală dacă investighează de orice fel. Deci nu are voie să investigheze. Acum, spuneam că această problemă este cu mai multe fațete. Avortul fiind doar prima și cea mai evidentă. Următoarea este faptul că asta este prima oară în istoria de 200 de ani, 200 ceva de ani a Americii, în care un document al Curții Supreme este dat presei înainte de decizie. Și lucrul ăsta este foarte important, deoarece aceste decizii nu sunt luate, nu sunt considerate luate decât în momentul în care sunt prezentate public. Deci acum s-a dat un draft, al the majority opinion, deci o schiță, deși destul de completă, dar nu este ceva final. Oricare dintre judecători își pot schimba părerea până în ziua în care se emite decizia. Iar Supreme Justice Roberts, șeful Curții Supreme, este un pămpălău. Un om care se ia să fie bine ca să nu fie rău. Și acum vor face descreieratele proteste și probabil că Roberts va da înapoi. Dar asta înseamnă că Curtea Supremă de Justiție, care era o instituție neapărat neutră, pentru că judecătorii își purtau, cel puțin în ultimii 20 de ani, își purtau adeziunea la un grup sau altul, partizanatul politic, wearing them on their sleeve, cum se zice în americană, adică erau pe față. Dar se respectau între ei și respectau procesul, și procesul în sine era sfânt. Ori acum, democrații au tras linie și au spus nu există niciun fel de sanctitate, singurele lucruri sfinte sunt ceea ce credem noi. De altfel, cum fac în tot celălalt, globaliști ăștia la nimic nu discută. Vă spuneam, democrația, valoare europeană, este tratatul de la Lisabona. Valoarea europeană a democrației a însemnat să se voteze până când au votat toți cum trebuie, iar în momentul în care Olanda a respins de două ori și a spus nu, valoarea europeană a fost ne pișăm pe votul vostru. Democrație înseamnă să votezi doar ce îți spunem noi să votezi. De asta există aur în România, ca opoziția la mizeriile astea care acceptă orice din vest să fie ultimii țigani cu ultimile scursuri mizerabile. Un borât pe care n-aș da doi bani să-l văd pe stradă, rahatul ăla de Simeon. Și ăla este alternativa la globalismus. Ori vrei copiii să-și tai, băieții să-și tai penisul și să devină fetițe, ori dacă nu, ești curs mizeriile astea, că nici măcar nu merită să le asociezi numele cu alții dinaintea lor. Niște borâți. Pentru că atâta sunt acești aur, o adunătură de borâți. Și câțiva oameni, nu spun că nu sunt și oameni de bine. Sunt evident tot felul de popi de pe la țară sau așa, care, doi, ce bine, uite ăștia ajută familia, ajută pe dracu. Sunt o adunătură de securiști puși acolo ca să facă de râs opoziția la globalism.
Acum, Curtea Supremă. Și în România avem Curte Supremă. Avem, aceasta este o altă valoare europeană, da? S-a impus de la MUE ca toate țările să aibă aceste curți supreme ocupate de politruci. Șeful Curții Supreme în România, Walter Dorneanu, este un bou, un PSD-ist, cretin, care nu are nicio treabă. A fost un mizerit jurist, o smegmă. Și ăla este cel mai important judecător al țării. El este cel care a decis că pensiile speciale sunt perfect legale, că trădătorul ăla de, cum îl cheamă, Meleșcanu, are pensii de 900 de milioane de lei pe lună. 900 de milioane pensii pe lângă salarii. Și este perfect legală pentru că a decis Walter Dorneanu, pentru că este valoare europeană ca aceste curți supreme, aceste curți constituționale să fie organul suprem, iar ele să fie populate de politruci, de oameni aserviți sistemului. De altfel, de asta este Polonia hăituită de bolșevicii de la Bruxelles. Le-aș spune neo-bolșevici, dar nu e nimic ca neo în ei, în afară de frezii. Sunt aceiași bolșevici dintotdeauna, oamenii plini de pismă, care știu ei mai bine. Fă cum spun eu, deci de aia, că te omor altfel. Asta este valoarea europeană. Și valoarea europeană, știind că urmează să se piardă alegerile, pentru că în Polonia, ca și în Ungaria, partidele astea toate pro-UE, deci gen cum ar veni la noi și PSD-ul și PNL-ul la un loc, au 10%, 15%. I-au demolat, i-au demontat, pentru că li s-a spus oamenilor adevărul despre UE. Li s-a explicat că trebuie să renunți la tot ceea ce înseamnă cultură și nație. Și nimeni nu este de acord cu așa ceva dacă nu e mințit. Deși românii, noi am fost atât de demoralizați de securitate, făcându-ne să ne urâm singuri, încât probabil că noi chiar am fi de acord. Democratic ne-am vinde sufletul. Dar polonezii și ungurii nu au vrut. Iar acuza din partea MUE la adresa Poloniei este faptul că acea curte constituțională pe care, cum spuneam, ăștia pierdeau alegerile și urmea să vină PIS-ul la putere. Și atunci și-au pus toată curtea constituțională doar oamenii lor. Astfel, orice lege vii și spui, nu vreau asta de la UE, nu vreau. Dau o lege, democratic, vrea poporul. Mergi la curtea constituțională și curtea constituțională îți spune, este neconstituțional. Și tu nu ai ce face, dai din buză. Pentru că nu mai există în ziua de astăzi oameni politici care să aibă sângele în coaia lui Andrew Jackson, care Andrew Jackson, în momentul în care Curtea Supremă i-a anulat o decizie, a spus bravo, sunt de acord cu decizia Curții Supreme, acum să-l văd pe domnul judecător cu ce armată o impune. Pentru că deciziile judecătorilor trebuie impuse de un sistem, nu? Dacă sistemul spune nu, dau din buză, dar Andrew Jackson a fost o excepție în istoria modernă. Restul toți sunt niște amibe fără coloană. Și de asta nu se poate face nicio schimbare legislativă în alte țări, în afară de Polonia și de Ungaria. Și de asta Polonia și Ungaria, cum spuneam, sunt atât de detestate de Uniunea Europeană. Pentru că polonezii când au ajuns la putere au spus, oh, frumos, curte constituțională, excelent, cel mai democratic organ, cel mai organ dintre organe, câți membri are, 9, excelent. Noi nu atacăm cu nimic Curtea Constituțională, noi respectăm Curtea Constituțională, doar că la noastră Curte Constituțională credem că este mai democratic să aibă 19 membri. 9 numiți de voi, 10 numiți de noi, pentru că noi am câștigat alegerile democratic. Noi avem 50-60%, avem toată legitimitatea din lume să punem câți membri. Și pentru asta, evident că MUE și-a dat cu valoarea europeană și tot amenință și tot încearcă să le dea la joale ca să nu cumva să îndrăznească să fie independenți. Asta se vrea și în Statele Unite. Nu pot să atace Curtea Supremă ca instituție. În schimb, ceea ce pot și ceea ce vor să facă ca răspuns la acest atac asupra valorilor noastre, valoarea de a omorâ copiii până în ziua nașterii, asta e valoarea atacată, ca răspuns la atacul asupra acestor valori, se vine cu... Deja a apărut discursul din partea beșinei alea comuniste de Moș Sanders că... Trebuie eliminat filibusterul. Filibusterul înseamnă că orice lege în Senatul American trebuie aprobată cu 60%. 60 de voturi, nu 50.
Ea poate trece și cu 50, dar poate trece cu 50 câtă vreme niciun senator nu se ridică în picioare și ține filibuster zit. Adică vorbește până se termină termenul la care poate fi aprobată. Poți să te ridici în picioare și dacă și-au făcut-o senatorii de-a lungul anilor. Vorbești non-stop 2-3 zile. Ai voie să mergi la baie să te piși și atât. În rest trebuie să stai în picioare, n-ai voie să stai jos. Trebuie să stai în picioare și să vorbești non-stop. Și dacă tu ai credință într-o chestie atât de puternică încât să faci treaba asta, atunci poți să oprești un vot din nou. Nu poți să oprești orice vot. Dacă are 60 de voturi, 60 de voturi înseamnă că nu poți să faci filibuster. Dar asta înseamnă că trebuie să ca decizia respectivă, ca legea respectivă, să aibă măcar un minim bipartizanat, o minimă înțelegere din partea celorlalți. Ori nu mai există niciun fel de înțelegere. Globaliștii, doctrina lor este adevărul suprem. Dumnezeu le-a spus că rasismul este cel mai scârbos lucru, este ceea ce trebuie să ne înrocim, toată societatea umană trebuie oprită și distrusă ca să oprim rasismul și încălzirea globală. Și pentru asta vom distruge tot, iar dacă te opui, ești satana. Părerea mea este că nu eu sunt satana că mă opun, părerea mea este părerea lui Vulpes Inculta pe care îl din poză. Și anume că locul unde ar trebui să îi găsim pe toți acești avocați ai avortului la 9 luni, pe toți acești avocați ai sterilizării copiilor, pe toți acești avocați ai muritului de foame, ar trebui să îi găsim pe Via Apia. Ca ornamente pe niște plusuri. Cam asta am avut pentru astăzi, dragii mei. Sper să ne mai auzim și mâine. V-am pupat și vă urez o zi bună.